Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod UP Trend. Vă invit să fiți alături de noi să povestim despre vrute și nevrute. Alături de mine este unul dintre cei mai celebri și cei mai mari pianiști ai noștri. Este vorba despre Teomilia. Bună seara, Teo, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, Laura, bună seara tuturor celor care ne văd și eu îți mulțumesc pentru invitație. N-am cum să nu accept. Teo, spune-ne, știu că ai început să cânti la pian de la vârsta de șase ani. Cum ți-ai descoperit acest talent? Talentul l-am descoperit dintr-o pură întâmplare, pentru că tata fiind sculptor trebuia să mă duc la școala de arte din Arad să fac sculptură, că desenam foarte bine cu mâna stângă și atunci tata a zis, te duci la școală ca să faci și tu școală, dar profesora e acasă. Când am ajuns la școala generală numărul 19, că sunt ultima generație de pionieri, Așa. am cravata mea. O mai ții apropo? o am pe undeva pe la mama. O am pe la mama. N-am mai purtat-o de multă vreme. Cred că nu mai am belciug ăla. Știi? Nu, mai, nu mai, știu cum se zice la belciug ăla. Belciug. Și când am ajuns la, la școală, directoarea a spus că, din păcate, ciclu primar trebuie să fac ori pian, ori vioară, pentru că doar din ciclu gimnazial puteam să încep să fac sculptură, desen, pictură, gravură, ce se mânca pe domeniul beleartelor. Așa că am mers pe ideea de pian, că aveam o vecină în curte unde stăteam la casa veche, ce cânta la vioară, dar cânta așa de prost că am făcut cari în popularie. Și ulterior... Ce ai decis că nu, nu așa a, nu. vioara nu mă, mă chinuia și după aia mai încolo, prin liceu, chiar mi-am dat seama de ce m-am apucat de pian și nu de, de vioară. Ce? Pentru că de pe vioară îmi pica berea. Așa, bun. Și am început pianul la, în clasa 1 în clasa 4 când am terminat uh, școala, tata m-a întrebat dacă mai vreau să mă duc spre desen, pictură, sculptură. I am zis că nu, că îmi plăcea foarte mult deja. La liceu nu prea mai știam ce să fac și la facultate era inevitabil. Ori făceam uh, pian, ori deveneam zugravă. Bun, dar unde ai făcut facultatea? La Timișoara? Aici, în Piața Libertății. Așa? La Timișoara, la Universitatea de Vest, Facultatea de Muzică, atât. Ai făcut parte și din niște trupe de jazz? Am făcut parte și din niște trupe de jazz, de pop, de rock, am gustat toate genurile muzicale, ă, ieșite din tiparul muzicii clasice pe care o studiam și o învățam la, la școală, după care, la un moment dat, în 11-11-2011, ca să fie o dată, să o țin minte, am asistat absolut tot ceea ce avem proiectele din, din, alte zone muzicale și m-am retras în colivia mea timp de șase luni bune, moment în care am început să dezvolt uh, proiectul meu de piano solo. Dar de ce te-ai retras? Așa ai simțit că tu nevoia? Mi se părea deja că era o chestie care mă rutinasem foarte mult. Aveam foarte multe concerte și nu prea mai găseam așa o satisfacție foarte mare să mai concertez în formulele care erau la vremea respectivă. Aveam nevoie de o pauză și vreau să fac ceva nou care să nu mai depindă de alți oameni din jurul meu. Și ai început să compui muzică. Și am început să-mi compun muzica mea pe care A... am început să o cânt și după aia nu m-am mai oprit. Am două albume. Unul care l-am lăsat în 2012 pe Clape Albe și Negre și albumul din 2015 albumul Minților Deschise Open Minds. Mai exact. Cât durează, cât îți ia să compui o piesă? A, depinde. ireversibil am compus în 30 de minute pe bicicletă. Cum? Am plecat de acasă. <gânt> în, în minte? În minte, da, în minte. Și când m-am pus la, la pian, efectiv piesa avea un cap și o coadă. M-am mai cizelat câte ceva pe la ea și piesa deja era structură finală, formă finală, bună de cântat. Dar cum faci tu asta În minte? Hmm. Nu știu, dacă, cum, nu știu dacă e... Cumva e cumva vizual? Vezi portativul și pui notele? Nu. Sau e... Se naște o frântură muzicală. Mie îmi place să spun lucrurilor altfel, că eu de fapt sunt doar un decodificator al informației care o primesc de undeva de sus, ca să o transmit publicului și prietenilor muzicii mele pe înțelesul vostru. Așa. Sunt piese care nici în ziua de astăzi nu mi explic cum le-am compus, pentru că în momentul în care le-am compus și am ajuns la forma finală a lor, mă uitam către ce și ziceam, Doamne, ce fac cu asta? Că e atât de grea și atât de necântabilă la pian, încât eu nu știu ce să mă fac cu ea. E, și m-am calmat, după aia și am început să o iau așa pe bucățele, să o studiez pe, pe uh, pași mărunți și piesa asta bine de tot în picioare. Deci piesele se nasc de la o frântură muzicală, de la trei note, știi? Uh, toată lumea crede că uh, Sinfonia v a cincea de Beethoven, da, 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 ta da, -da, ta -da, -da mai avea nevoie de restul. Nu, în momentul în care s-au compus notele astea, deja Sinfonia Beethoven știa unde e finalul ei și cum aranjează absolut tot. Dar, bun, aia a fost una dintre cele mai scurte, da? Dar bănuiesc că există Am și pies. piese la care, nu știu, stai nopți întregi, zile întregi, sau? Nu neapărat că stau foarte mult în sensul de a elabora foarte mult pe ea. Dacă pierd prea mult timp pe o, pe o bucată dintr-o piesă, Deja nu mai e interesantă pentru mine, pentru că e prea elaborată, prea chinuită, prea gândilată. Am piesă care am terminat-o într-un an și jumătate. Forever Yours, care e singura piesă în care am interpretat și am adus un motiv de doină populară românească autentică, aia am luat un an și jumătate. Toată structura mea ca pianist e de muzică clasică, dar mai departe trecând și prin alte genuri muzicale, cum ar fi pop, rock, funk, jazz, puțin din fiecare am adus din fiecare gen câte puțin. Și mulți care mi-au ascultat muzica sau mi-au călcat pragul la concerte în sufragerile muzicale în care cânt, mi-au spus că e o muzică foarte cinematică, e o muzică de film. Și eu nu o ca fiind așa sau așa, mie îmi place să o cânt și mă bucur când vă văd pe voi că vă bucurați de ceea ce vă dăruiesc. Dar nu te-ai gândit niciodată să. M-am gândit și am și colaborat la un moment dat peste ocean fiind cu un regizor de film, doar că acolo e o mâncare de pește un pic diferită. Eu țineam de marfa mea, el ținea de filmul lui. Și Așa. când mi-a dat filmul, i-a zis, ok, bă, era un film mut de altfel, de 15 minute, și mi-a zis că are nevoie de o coloană sonoră integrală pe 15 minute. Și a făcut o coloană sonoră de 15 minute foarte fain, eram foarte mândru de ea. Când ne-am întâlnit și am făcut uh, suprapunerea de muzică pe imagine, a ascultat-o, i-a plăcut foarte mult și e extraordinară, dar noi au. Pe zic cum e extraordinară și noi ei, și mai bună decât filmul meu. Nu crezi. <laughs> <Pată. Nu cred. laughs> și în momentul ăla zice, ok, trebuie să te de acolo, trebuie să te de acolo și zic că stăm în frate, pe dar eu m-am chinuit ca sus pe cruce aici să-ți fac o chestie de care să fiu mândru și tu tai din aia, tai din aia, tai din aia, tai din aia. Zic ok, ia o tai ce ai nevoie, după aia dăm să aud ce vrei, ți le mai lipesc, ți le mai corectez, ți le mai aranjez cumva să sune într-un fel în care să-mi facă și mie plăcere, vorba vine că nu mi-era nicio plăcere uh, și vedem ce o fi mi-a dat, uite, așa, 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 în vreo două săptămâni nu prea mai aveam anul la necesar, îți dai seama că deja mă cam răsuflasem și i-am zis, ok, asta e varianta finală, zice, da, asta e bună. Zic, ok, scriem și mie numele mic de tot acolo, să se vadă în maculupa. E, și el a fost momentul în care am încercat odată și mi-am dat seama că, de fapt, nu cred că mă interesează să lucrez în zona filmelor, având în vedere că eu trebuie să tai din ceea ce fac, știi? Da, să te Să lucrezi la o... comandă, adică nu mi, exact. mi se pare că e un lucru la comandă, știi? Îmi delimitez un perimetru foarte mic în care să mă pot juca cu clapele mele și atunci lucrurile de. Dar nu financiar, au. financiar nu este o... Poate să fie peste ani de zile. Poate să fie peste ani de zile. Nu, să nu crezi că reușești să prinzi filmele de Oscar. Nu, dar chiar și cele care au un buget mai redus. Am un, am un prieten, un austriac, care e mutat de vreo 4-5 ani în Los Angeles și lucrează cu Hans Zimmer. Și. Am vorbit cu el. Deși lucrează pe filmele mari, nu-i numele lui. Mm, am înțeles. Ești învățat. Da, exact. Ești. Uh... ești uh... La televiziune, acolo. știi? Exact. Până ajuns să ai tu emisiunea ta, te-ai săturat de mătura podeaua. Exact. În 2015 ai plecat. Am plecat. 12 de ce? În octombrie. Uh, pentru că mi s-a evit oportunitatea asta și aveam ideea asta de la părinții mei că în tinerețea lor au avut posibilitatea să plece în Suedia. Și n-au plecat, că le era bine. Și bine au făcut. Uh, dar am zis că eu, dacă am vreodată posibilitatea să plec, să văd ce dincolo de baltă, să vedem cât de verde iarba acolo, eu mă duc. Și m-am dus. Am avut oportunitatea, posibilitate. am, am trecut uh, prin tot procesul de emigrare, sincer să fiu, ca găsca prin apă. N-am avut uh, nicio restricție, mi s-a desfășurat pro proiectul meu, dosarul în un timp record de 8 luni de zile aveam viza de emigrare în pașaport de la momentul aplicării pentru viză, uh, trebuia să predau în documentație un test de limba engleză, ceea ce nu l-am dat Nu l a dat? Nu l-am dat Așa Și nu mi s-a întors dosarul, a zis că e aprobat Bun, am pus tot ceea ce însemna viața concertistică Exact, da, să spun cred că este probabil Mă băieți exact. că mut nu o fi Da uh, să ceară apă și pâine, cred că o găsit într-o limbă internațională. Și la final, când mă așteptam să mă cheme la București să dau interviu, am primit scrisoare de la ambasadă și mi-a zis să trimit doar pașapoartele că nu-i nevoie de absolut nicio întrevedere fizică cu ei. Cum s-a schimbat viața ta? Cum a fost? Cum este acolo? E rece. E rece. Da. Zim uh, detalii. Viața e diferită. Tot ceea ce noi avem în Europa, pentru că eu am plecat din Europa, n-am emigrat din România. Cine a emigrat din România, a emigrat din România în perioada anilor comuniști și partea de anii 90. Cine a plecat deja din 2000, cam avea habar ce se întâmplă prin Europa, mai ales din 2007, când s-au deschis granițele. Eu am concertat în, nu știu, 14 țări din Europa, deci cunosc un pic de cultură europeană. Viața e diferită, viața e bazată pe muncă în totalitate, adică acolo muncești de dimineață până seară pentru a putea să ții nivelul sus. Viața socială e rudă cu inexistentul, adică e la un la nivel foarte, foarte mic pentru că nu ai timp efectiv. Stai la distanțe mari de oraș, stai în suburbie, asta discut de amicii de-ai mei de acolo. Eu am stat chiar în, în oraș, în, în, partea de mijloc a, a Torontoului, deci eram, cum îmi place să zic, la asfalt, nu că n-ar fi asfalt peste tot. Dar foarte greu reușești să îți legi niște prietenii, foarte greu reușești să te întâlnești cu oamenii, să, să stai la o cafea, la un par de apă minerală, o bere, o ceva. Nu-i nu viața ca aia la noi. Asta pentru că tu ești român sau asta pentru că așa sunt ei? Totul e bazat pe muncă, toată lumea muncește, așa că nimeni nu prea are timp. Și așa e structura civilizației de acolo. Iar ideea de multiculturalitate e o poveste care se vinde foarte frumos la televizor și la presă. Dar nu există o multiculturalitate, cum trăim noi, de pildă, când eram în Timișoara, erau sârbi, erau da. bulgari, erau uh, uh, ce mai rămas de prin. Saș, Schwab și astea. Adică noi trăim, dar suntem aici de sute de ani, știi? Acolo suntem de 10 ani, 15 ani, 20, 50 de ani și nu s-au contopit între ele culturile. Bulgarii cu bulgarii, rușii cu rușii. Am înțeles, am înțeles. Ucrainienii cu ucrainienii, românii cu românii, sârbii cu sârbii, foarte greu se mai întâlnesc. Cel puțin la, la prima generație. În momentul în care ai copii, și deja au crescut acolo, s-au născut acolo, au intrat în sistemul de învățământ canadian, se leagă cu totul și cu totul alte legături și, și suduri, de acolo lucrurile încep să devină ceva mai, mai ușoare. Dar nici acolo nu sunt la nivel de uh, social. Deschiderea cum sunt, asta da, cu arău, da. arău. Nu, nu, nu sunt ca la noi. Ia să-ți dau o chestie, o, un. Uh, Detaliul de interior, dacă eu vin, dacă mă chem la tine la chef, eu vin cu uh, doza mea de bere, știi, cu pachetul meu de six-pack de înțeles. bere. Am de Deci și... e până acolo. Da. da. Și publicul, scena? Publicul simte, doar că în momentul în care tu ai un concert, publicul îți vine la distanță foarte mare și nu are timpul necesar ca după concert să stea la socializare și să se bucure de ceea ce... Ar Adică fi de la după, distanță concert. foarte mare te refer fizic? Fizic. 60 de kilometri, 80 de kilometri, 100 de kilometri. Pentru că, cel puțin la, la Toronto, suburbia îi dublează numărul orașului. În oraș era undeva la 3 milioane, suburbia duce către 7. Cu tot cu interiorul. Cu, deci suburbia e 4 milioane față de orașul care e 3. Și multă lume stă în suburbie, pentru că și prețurile la imobiliare la un moment dat erau mai accesibile și da, nu o să dai milioane de dolari pe o casă. Așa că lumea nu are timpul necesar să mai stea cum stă la noi. După un concert rămâi exact, și hai că mergem acolo, uite sun la da. repede la cârciuma respectivă și mergem acolo și ne strângem și stăm până dimineața. Știi? Lucru care mie îmi lipsea enorm de mult. Adică eu după concerte tot timpul aveam bucuria, plăcerea și o am în continuare să stau cu voi de povești. Că nu sunt artisti din ăla în care nu poți să pui mâna pe el, vai, s-o da jos de pe piedestal, gata, s-o teleportat în cuibul lui și nu-l mai găsim, nu mai știm nimic de el, știi? Închis. Da, și noi ne-am cunoscut tot așa, la o cafea. Da. Adică... Deci, nu -i... Și chestia asta mie, latura asta interumană, mi-a lipsea foarte, foarte mult. Ce ți mai lipsește? Acum nu mai lipsește nimic, pentru că s acasă. Te-ai întors? N-aș vrea să te mint că m-am întors definitiv. Nu știu care sunt planurile pe viitor. Momentan sunt acasă. Pentru o bună bucată de vreme, cred că voi rămâne pe aici. Mai departe, nu știu. Am toate posibilitățile să deschise pe masă. De ce te-ai întors? Odată cu pandemia? Dor, de dor. Așa, de dor. De dor. Uh, pandemia a fost o chestie care, hai să zicem că mi-a deschis viziunea spre ceva care nu credeam vreodată că o să pot să fac și aici ajung la predatul pianului online. Dacă au cu trei ani și un pic, au cu trei ani deja, predam astăzi, ce dată, e 27, am trei ani și 11 zile de când predau online, dar acum trei ani și 2 luni mi-ai fi spus că o să predau pian online, ți a spus, zis, Laura, du-te, bea apă multă, rece, că sigur ce ai băut era stricat. Să știi că și mi-ai spus și eu, am rămas foarte surprinsă de cum să predai online. Pian! Pian! Nu cursuri matematică. de engleză sau matematică, exact. exact, dar pian! Pian! trebuie păi, treaba e foarte simplă, că avem clape albe și negre și-s delimitate. Gândește-te ce făcea prietenul meu din Chicago când avea de predat vioară. <laughs> Că i-am zis, bă, la mine treaba e simplă, că sunt delimitate, s albe, negre, aceeași mărime. Da. La vioară n-ai ca pe chitară grif, știi, să zici, n aici, n -a. și acolo după ureche, n mai sus, mai jos, mai nu știu ce, mai negociezi, știi, cu copilul. Hai, povestește-mi, cum ți-a venit ideea? Păi nu mi-a venit ideea, a fost singura variantă. Adică ori mă transpuneam în varianta de online, ori închideam taraba și cred că nici la zugrăveală Te nu mai cu concerte anulate? Multe. Multe. Am fost, cred că unul dintre foarte puțini artiști din 2020 care am mai avut un turneu, pentru că din 24 ianuarie 2020 până în 11 februarie, eu am avut 11 concerte. Și. și ai avut și un turneu, da? Ala a fost turneu. Deci o... am avut 10 concerte în România, plus unul în, în Viena, în Austria. Și mai aveam după aceea în luna mai și iunie era Chicago, Atlanta, New York, Toronto, Montreal, astea erau pe America de Nord, după care trebuiau să fie da. Barcelona, Benicassim, Trieste în Italia și mai erau și altele în discuții care nu erau bătute în cuie. Astea erau toate cele cinci de care ți-am spus că erau bătute în cuie toate și... S-au dus. Te-ai trezit uh, cu ele anulate? Bun, mai păi departe. Nu mai aveai ce să mai faci, că nu puteai să mai cânți nimănui și nu puteai să zbor, nu puteai să te mai deplasezi, nu aveai. Asta e, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Și cum ai ajuns tu la. Hai să facem online lecții? Păi era singura variantă care mai putea fi viabilă, pentru că altfel trebuia să sistezi întreprinderea și. Copiii nu vreau să renunțe la mine, eu nu vreau să renunț la ei. Au venit măsurile de lockdown și s-a închis la pâine, și am zis, băi, ce facem? Am găsit ca asta fiind unica soluție. Am luat-o, am stat un weekend din 13, 14, 15 martie, am stat și am tot făcut teste trei zile să văd care platformă să fie cea mai bună ca să-mi dea și vizual, și auditiv calitate. Am găsit una din ele, le-am testat câte 8, 9, 10 ore pe zi, le-am văzut care cum și după aceea am început să mă mulez. N-am știut în ce mă bag. Am zis, ok, hai să vedem, ne aruncăm în apă în mijlocul oceanului și scapă care poate. Păi că face o greșeală copilul, tu cum? Păi n-am cum să-i trag o palmă după cap. <laughs> Glumesc, stați liniștiți că nu. nu. Uh, totul aud și totul văd, pentru că am cerut părinților de așa natură să-mi centreze calculatorul sau camera pe copil de la o distanță de un metru, un metru și jumătate, astfel încât să-i să văd postura spatelui, să-i văd uh, mâna, antebrațul, să-i văd poziția mâinii, să-i văd chiar și picioarele, când lucrăm cu pedalele de, de surdină și de, de sustain. Uh, la un anumit timp îi cer să mute pe cealaltă parte ca să văd dacă cealaltă mână funcționează corespunzător și lucrurile funcționează foarte bine. astfel că anul trecut în 16 competiții în care am intrat în Toronto cu elevii mei, am luat doar două locuri trei, restul 14 au fost uh, 9 locuri întâi și 5 locuri 2. Uimitor. Se poate. Se trebuie, poate, Trebuie da, doar da. să vrei, adică... N-aș fi crezut că poți să poate vreodată. chestia asta și să faci performanță. Exact. Adică așa la nivel de... Zărzărică-zărzărea, da. Exact, o joacă nu. acolo, da. Dar să faci performanță așa. și să faci lecții online, deci eu chiar nu la, nu aș da, fi... Merge. De unde ai Că am înțeles că... Și ai spus că mai e și fizic, da? trei din România? Am trei din Arad, unde stau acum. Am trei puștulici. Uh, și am din... Uh, Timișoara, Cluj, Berlin, Londra, Toronto, Chicago, Texas. Am uitat ceva ore. Deci lucrez pe două continente. Să vedem, s-ar putea să deschid filială și pe Asia. Cum faci cu fusorar? orar? Bă, îl ignor. Mă culc la 2 și mă trezesc la 10. Păi stai. Și atunci când te odihnești? Pe de la 2 noaptea până la 10 dimineața. Fac show. și eu regimul doctor Și e, e? așa la fiecare oră? Câte o oră bă, lecția? O oră, jumătate de oră, depinde. dacă îți mici, jumătate de oră, de două ori pe săptămână. Sunt foarte mulți. Eu de-aia și zic că nu știu cum te organizezi. Am bucări. marțea și vinerea cu ce lucrez pe Europa, atunci am marțea și vinerea pe timpul, pe timpul zilei și restul, serile sunt prinse cu America de Nord. Canada și America. Mai face cineva? <laughs> nu știu, nu știu. Dar eu întotdeauna, dacă îmi spui că tu nu poți să faci o chestie... Dar, prietenii, de ce zic la... Că ești nebun? Păi aia se știe de la frage de copilărie. Aia nu mai avem ce să mai facem. Nu. Da. Mai râd de mine așa că zic, bă, Ier... dar tu nu vii seara la o bere? Păi zic, nu vin că ăștia mici nu beau bere. Dar reușești să te vezi totuși cu ei? Da, Îți reușești să-ți vezi prietenii mi-am lăsat, Mi-am lăsat și timpul meu liber. În weekend, sâmbătă, seara sunt liber. Duminica sunt liber. luni, miercuri, joi, Toată ziua până seara e liberă, am timp și de cafele și să mă duc să mă tun și să mai fac... Ce muzică asculti în timpul liber? N-ascult muzică. Nu cred. Pe cuvânt. Ești sătul? Nu mai nu, vrei? Sau? Îmi place, îmi place muzica, dar nu ascult din simplu motiv că s-ar putea la un moment dat să vin să zic Laura uite am compus o piesă nouă și să zici termine-mă ești nebun la cap că asta seamănă cu piesa aia. Că o iei involuntar, da, știți? Ți se întâmplărește exact, exact. undeva în cerebel și zici, băi, ok, am dat-o de gardă. Așa mai fac și unii scriitori. Citesc ce e, da, și Da, și mai... teze de doctorat. Exact, exact. Spunem despre concerte, despre planuri, despre viitor, despre capitală culturală 2023. Sunt foarte frumoase concertele. Tocmai am fost într-o mică deplasare de trei zile, trei concerte. Am avut la Sighetul Marmației la Baia Mare și la Oradea. Am avut trei concerte sold out. Foarte faine. Vineri, sâmbătă, duminică. N-am făcut chestia asta niciodată să iau trei zile la rând în orașe diferite, să ai și puțin de mers. Nu a fost deloc ușor, dar au fost extraordinar de faine. Știi? Bucuria aia când te dai jos de pe scenă, atunci îmi place parcă și cel mai mult. Când mă duc și mă îmbrățișez cu oameni și îi strâng în brațe și mă pupă și ne mulțumim reciproc. Că eu vă mulțumesc vouă că mi-ați dat din timpul vostru, că mulți vin și zic, a, păi de-au fost 100 de lei biletul, lasă-mă, dai încolo de bani, că ți-i dau eu, nu-i problemă. Dar tu ca să vii la un concert de-a meu care ține două ore, tu ți șase ore minim din viață, că te duci acasă, te aranjezi, îți faci un duș, te pudrezi, te aranjezi, te faci faină, nu știu ce, și după aia, după ce, și păi, am mă, că e sunt seara pe și eu la un par de vin cu fetele, nu? Și ai plecat la 5 de acasă, te-ai dus la 7 la ora de concert, la 9 ai ieșit de acolo, la 9 jumate ne vedem la Cârciumă, că ne strângem toți acolo după asta și plecăm la 1. Și unde 6, că sunt 8 ore, știi? Și zic, ce stai de lei față de 8 ore care mi-a dat omul din viața lui, că exact. aia e plata, știi? Și de acolo mergem mai departe. Care sunt planurile? Planurile toate sunt fine, adică lucrez, lucrez la cel de album, am mai bine de jumătate din el deja în formă finală, în sensul că le cânt deja în, 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 concertele mele. Adopt o strategie diferită după cele două discuri. Când piesele, testez, întreb publicul cum v-a plăcut piesa aia, cum v-a plăcut Am aia, îmi dau seama și din reacțiile publicului și dacă ceva nu simt eu că vinde atât de bine, o bag afară. Dar cum testezi? Unde? Unde o lansezi? Lecând. Așa. Lecând. Și ăla e cel mai bun test. Lecând și văd reacția publicului. Am înțeles. Știi? Îi văd, zâmbesc, am piese care bă, te transpun într-o stare de... Îți vine să scap două lacrimi, știi? Și atunci le da. scap. Și dacă vezi că ai chestia asta din partea publicului sau vine lumea și spune uai, mi-a plăcut a treia piesă aia, Dancing Shoes, băi, ce faine. Asta e nouă, asta e nou. Dacă nu știu de pe albume dai nouă, bă, asta neap neapărat să o pui pe distero frumos, că îmi place de nu mai pot, știi? Și atunci publicul, de fapt, alege piesele. Că eu, de fapt, pentru mine, nu cânt, că deși cânt când sunt pe scenă, că în primul și în primul rând, eu trebuie să fiu mulțumit și împăcat, știi? Și eu mă bucur și râd în timp ce când și plâng și o altă dată la, la în concertele mele când am o piesă mai specială, cum chiar am scris în urmă cu doi ani și jumătate o piesă ce piesă uh, prietenie fără sfârșit. Și am, de ce e specială? Am scris-o în uh, memoria unui prieten foarte bun de al meu pe care l-am cunoscut peste ocean, Arădean fiind și el la, la rândul lui. Ne-am cunoscut în urma unui concert de al meu. E tipul care mi-a făcut pagina de Wikipedia. De aia sunt eu pe Wikipedia Așa. pentru că Alin mi-a mi făcut uh, profilul de Wikipedia și Așa i-a fost dat să fie, la 42-43 de ani a făcut un cancer la creier galopant și în șase luni de zile omul s-a scurs. Dar atât de mult îi plăcea muzica mea încât o ascultam fiecare dimineață când mergea la servici și chiar într-o dimineață l-am sunat și răspuns așa foarte sec, fără să știe cine-l sună. Și zic, ce faci, măi, Gheolbane? O, zice, tu ești! Bă, că ziceam, care mă deranjează la ora șapte dimineață când asculte o teomilea, știi? Și... Fiind în spital, fiind toate restricțiile peste restricții la vremea respectivă, am primit acordul directorului spitalului din Toronto să pot să-l vizitez. Eram singurul prieten pe care vrea să-l să vadă cel mai mult, în, pe lângă familie. Și am petrecut ultimele zile din viața lui cu el. Seara îl scoteam din spital, deși nu era voie, dar mi-a zis directorul, poți să faci ce vrei, că oricum sunt ultimele, așa că ce vreți voi faceți, cum vreți voi. Și m-am gândit, zic, uite, hai să-ți fac un concert online special pentru tine, zic, îți pui căștile în urechi și a doua zi când m-am dus la spital, cineva din uh, echipa de medici de acolo mi-a nu mai trebuie să faci concert online, uite, mergem în sala aia să vezi dacă e bun pianul ăla. Era o pianină, o sală cu pian, okay. la trei uși distanță de salonul unde stătea, unde era cazat Alin. Și în penultima zi de viață, nu, antepenultima zi de viață a lui am făcut un concert de oră și ceva acolo pentru el și parte din stafful de la spital și familie. Ce frumos! Și yeah. piesa asta în Neverending Friendship prietenie prietenii fără sfârșit e scrisă special pentru el și pe piesa asta s-a și dus în lumea celor drepți. avea în urechi pusă pe ripit. I-am înregistrat-o și așa s-a dus. Trist, dar... Păi, suntem trecători și eu am acceptat chestia asta și mi-a spus foarte clar să nu fi trist că eu plec pentru că de undeva de sus o să te văd și chiar am simțit de cele mai multe ori, mi-aduc aminte că în urmă cu un an am avut un concert în Arad la sala mare a primăriei, în sala Ferdinand și era o zi ploioasă cum e astăzi, și când am cântat Prietenie fără sfârșit, efectiv, scurt pe doi, cerul s-a crăpat, a venit o rază de soare direct la mine pe pian, deci mi-au bușit lacrimile instant și atunci am zis publicului, zic, prietenul meu, Alin, pentru care am scris piesa asta, e aici cu noi. Și era și un domn părinte de la Academia Teologică și mi-a zis, aici. Frumoasă, frumoasă poveste. Soția ta se ocupă? De tot, și compune. Am o piesă, se numește First Sun și ca orice copil din familie bună a făcut pian la viața ei, nu? Ea și că șase luni, eu îi suspectez că șase săptămâni dacă nu vreo două, dar în fine nu contează. A făcut pian, știi, pentru știe și cu albea și cu neagra. Și într-o zi se juca la pian cu patru note. Do, re, sol, fa, diez, tararira, Și zic, ok, gata, mă departe știu eu. Și așa am compus First Sun, prima, Doamne, de ce fain! Da. <laughs> foarte și interesant. Am și scris pe partitură că e după o idee a soției mele, dar ea, în spatele proiectului Teomilea, de fapt, ca să fiu foarte sincer și fără să o laud, datorită ei sunt unde sunt astăzi, pentru că în 2012 stăteam acasă și mă jucam cu pianul singur. Și mi-a zis, de ce nu? faci piesele astea de la cap la coadă să capete un sens și o formă finală, astfel încât să poți să le prezinți publicului, știi? Și am zis, da, cine crezi că ar fi curios de piesele astea? Și nu știu cine ar fi curios, dar uite, eu să organizez un concert. Eu zic, de unde știți să organizez un concert că tu ești jurist? N-ai tu treaba de treaba asta. Tu apucăte și fale. În 26 aprilie 2012 am scris prima piesă, Nostalgia. În 26 iulie, trei luni mai târziu, 90 de zile, aveam primul concert la Galeria Calpe, în Bastion. <laughs> știi? Era plină galeria și eram pentru prima dată în viața mea când te cântam piesele lui Teomilea, știi? Și în trupele. Mai... Asta a fost primul concert. Asta a fost primul concert cu... al meu cu mine, știi? Eu, în tot eu cu eu. Exact. Când lucram cu trupele de. Prin care am trecut, compuneam împreună. Se, unul venea cu o idee, după aia venea celălalt da. cu o idee, se structura piesa de la cap la coadă. Dar nu era individuală, toată sută la spa mea. Aici totul era sută la spa al Și după ce am terminat concertul, când am văzut toată sala anfiteatrul așa în picioare, și îmi tremurau scopitorile, zicea, <laughs> atunci m-au apucat emoțiile, știi? Că na, da, e. Da, Prima e dată cu exact. marfa ta, exact. zic, nu, pentru tine, copilul tău, normal, că e cel mai frumos și dacă e negru. Da. Și, dar. Aici ți-ai dat seama probabil prin, pentru prima dată nu știu, de faptul că ești apreciat și iubit foarte mult. Am simțit că ceea ce am, ce am prezentat publicului place. Și el a fost primul contact cu publicul a muzicii mele și am zis, ok, dacă asta e reacția, hai să mai încercăm încă unul și hai încă unul și hai încă unul și până la urmă, cred că de 11 ani, cred că sunt undeva la vreo 200 de concerte sau ceva de genul ăsta, nici mai știu. Care este cel mai, nu, nu știu, memorabil, așa, cel mai. un concert care chiar te-a marcat, pe care nu poți să-l uiți. Bine bănuiesc că pe niciunul nu poți să-l uiți, dar unul să, care chiar. Nu poți să-l uiți niciunul și mi-l aduc aminte absolut pe toate, dar cel mai uh, greu ca încărcătură emoțional a fost cel din 2020 de la Spital, când i-am cântat prietenului meu. Ăl a fost cel mai greu concert din viața mea și nu să-l mai repet vreodată pentru cineva drag. Pentru că e greu, e greu să știi, pentru că ultima dată mai vezi pe omul și uh, efectiv, cum să spun, m-am transpus în sensul că nu eram eu cântând la pian, era cel care a scris piesele de undeva de sus. Adică am zis, acum trebuie să fie maxim absolut. Pentru că e ultima dată când îi dai omului, exact. după teoriile noastre, când el te mai aude. El prezent la fiecare concert. Stai undeva pe o buturugă și râde. Ce faci, bă, ce obane? Soția ta, de câți ani sunteți împreună? De 13 ani. Mulțumesc! Avem 13 ani de când ea m-a cunoscut pe mine și eu pe ea, și 10 ani de când am întabulat o pe numele meu. Vă certați? Mă ia refer aici mine. la certuri din astea, că ea uh, vrea într-un fel, tu zici că nu este bine așa, ea spune, ba, din contră, este foarte bine că am organizat eu nu știu ce, deci chestii de astea lucrăm, de afaceri. Lucrăm de foarte, servici. foarte bine împreună, în sensul că eu nu mai mă ocup de partea de organizare și ea știe cel mai bine partea de organizare. Ea e cu adevărat organizată față de mine, care sunt un dezorganizat total. Dar eu îmi fac doar treaba ce am de făcut pe, pe scenă și în raportul de, de relație interumană cu, cu prietenii muzicii mele de după concert. Și, dar partea de organizare efectivă de 100% se ocupă ea. De unde e sala, cine se întâmplă, cum se întâmplă, când, la ce oră vine pianul, cum vine pianul, acordat, neacordat, cine, cum, unde, când, unde stăm, ce mâncăm, toată chestia asta. Pentru că sunt niște chestii care pe mine nici mă mai interesează, ca să fiu foarte sincer, că da, să ai un de 90% put din arti... din cota artistului e bine, nu? <laughs> ca manager. Plus că bănuiesc că artiștii sunt mai dificili așa din toate punctele nu, de Nu. De vedere, nu, 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 eu, eu chiar nu sunt un, unul din artiștii dificili, absolut deloc, nu. Nu, nu, nu. Știi unde e Te Ți-ai uitat telefonul? Videc uh, și cunoaște toate astea? N-am nevoie, mă descurc, știu să ajung în punctul X. Și dacă n-am telefon, și desculț, nu e problemă. Adică nu sunt un artist din anul care uh, am ajuns să cânt în pe scene importante ale uh, muzicii, din, din punct de vedere global, da. dar uh, tot băiatul ăla care mergea desculți în copilărie, știi? Nu, nu te-au schimbat? Uh... Nu, nu, pentru că știu fiecare, fiecare treaptă din, uh, din scara asta a, a, a succesului și multă lume vede doar succesul, dar nu știe ce e în spate. Ai, fost, a, ai vrut vreodată să renunți? Am avut, avut am avut, am avut, am avut parcă două momente în cei 13 ani, nu, de 11 ani, uh, în care am zis că parcă nu mai am așa chef să fac chestia asta, știi? De ce? Păi unul a fost în momentul cu nebunia pandemia și când mi-am dat seama că zic băi frate ce doamne iartă mai faci pe aici și unul a fost chiar oarecum după primul an când te înveți un pic cu apă rece știi vezi că ai un concert două trei cinci și wow știi și după aia îți resetezi uh, standardele poate puțin prea mult și de fapt tu trăiești prin prisma așteptărilor, nu prin prisma realității, știi? De multe da. ori îți proiectezi, tu intri într-un film prost și tu ești și scenaristul și femeia de servici și tanti care duce apă cu găleata la vacă și nu ție socotelele, știi? Și atunci zici, băi, frate, de ce s-a întâmplat? E, și al au fost două momente în care imediat am luat verbal două perechi de palme de la soția mea și mi-am revenit că nu trebuia să mă duci la psihiatru. Și eu zic, na, școală veche, că mama îmi dădea două perechi de palme în copilărie, șase luni era tratamentul perfect, nu aveam, nu trebuia știți psiholog, știți? psihiatru, cum e astă. Exact, de, nu mai numai cum a... O pereche de palme date cum trebuie, la șase luni, la dată fixă, salut, top, top, top și gata, copilul merge strună, nu mai avem probleme că... Am de dublare de personalitate și polaritate dublă și te mai mirce, nu știu ce. Nu, no, simplu. Așa că cum, cum te relaxezi? Mă refer aici. E ca în filme, te relaxezi cântând la pian? Nu. Și tu te relaxezi făcând de bise în TV. Mai sunt momente când stau. Da, și... Mai sunt. Nu, mă dau cu bicicleta. Mă plimb cu bicicleta. Sau eu și mă plimb. Sau mă duc până la ei mei și mi-au -mi câinele și ne plimbăm. Dar nu te pui la pian să cânti o, într-o duminică, nu știu. Nu prea ai chef, așa. Ba da, mă pun, Dacă când mă pun la pian nu mă pun neapărat în ideea de a mă relaxa. Eu mă relaxez nu, tot nu timpul. Nu, nu să lucrez. nu, 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 dar nu să când vei mă să lucrez. pun la pian eu mă pun să lucrez, ca să, ca să descoper ceva nou sau am o idee nouă cu care m-am trezit sau mă plim pe stradă, mă duc, mă dau cu bicicleta și la un moment dat trec pe lângă nu știu ce ciurdă de copaci, știi? Și acolo trei mierle. Doamne, ce interesant! Și mă duc acasă și da, Și ce încep să pun stânga și fac ideea și nu știu ce, să construiază, iau telefonul, Deci eu niciodată nu m-am gândit cu un pianist, deci niciodată nu m-am gândit că tu poți să mergi pe drum și să auzi păsările și de acolo să te inspiri cumva. Dar eu din poveștile voastre, ale oamenilor mă inspir, pentru că tot ceea ce scriu e în relația mea interumană cu voi. Adică nu mă duc n-ai bine, Tibet, șapte ani stau un cap cap, dopu și după aia vin de acolo zen, m am scos trei albume. urea. nu, n-am nevoie de chestii de astea. Eu din cotidian, din ce mă plimb, stau la o cafea, aud trei ciocnituri de linguriță, alea, am pușcă ceva în ureche, puf! <laughs> ăla e tema, știi? Ai nevoie de două note, de o lănțuire de două note și de acolo poate să se nască ceva. Foarte interesant. E foarte, de, compoziția e greu explicabilă pentru că nu e o chestie matematică, adică nu e 100 de grame de păpșoi cu 100 de grame de grâu și le combini și ai 200 de grame de grâne. Nu. Pes... Dar, dar vezi că, hai să luăm scritorii, ei cum se inspiră? Se inspiră cumva din cuvinte, din discuții, din imagini. Tot. Eu zic adică, nu din sunete. Păi nu se inspiră din sunete, dar și fiecare sunet poate fi tradus prin cuvinte. Poate fi tradus un sunet prin cuvinte. Da, cum și mi se o, pare mult mai simplu să traduci un sunet prin cuvinte. Cum Și o imagine, o culoare poți să o traduci în, 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 în muzică. Uite, aici mi se pare foarte greu. Și deci poți să o traduci în muzică. Deci depinde de starea ta, depinde de cum, de cum e construit concertul. Eu îmi construiesc concertele de așa natură. În momentul în care intru în, în, în scenă, pornesc o piesă foarte, foarte, foarte joasă, ca, ca bătaie pe metronom. Da. Și un adagiu, ceva așezat ca să-ți dau voie să intri în starea aia de spirit, 10 minute, te ajut să, să, să intrăm în aceeași stare de spirit, în aceeași viteză de respirație, în aceeași viteză de, de, de bătaie a inimii pe minut, ca să putem să dialogăm pe aceeași limbă. Pentru că e un flux de energie. Eu dau către voi, voi dați către mine. Și dacă ar fi un aparat care să vadă energie, ar fi așa un perpetu mobile care se învârte un cerc, știi, în care eu dau, voi dați și toți plecăm super fericiți de la momentul respectiv. Dar totul e cuantizabil. Absolut totul. Ai văzut vreodată emoții să uiți piesa. Am avut în clasa 11 când am fost la Olimpiada am uitat efectiv cum se zice fuga de la preludiu și fuga de Bach am uitat-o deci în sensul că mă uitam eram mai prost ca lemnul de pe masa asta nu știam cu ce notă începe. Am cântat preludiu când să dau de fugă am fugit de acolo că n-am mai avut ce să fac am continuat cu celelalte trei piese după aia m-am ridicat și a plecat comisia mi-a zis ce cântă oricum cântaia aia că oricum ești bine de tot. Am cântat impecabil. N-am ce, nu mi-aduc aminte, nici măcar prima notă, nu știu de pe care trebuie să o pornesc. Aia s-a întâmplat atunci, a fost un moment din ăla de auăleu, ce facem? După care, conjutorul profesoarei mele din uh, uh, conservator, i-am explicat, și profesora din Arad -am, era prezentă în sală, nu-și explica săraca nici ceea ce s-a întâmplat. A fost un declic total, deci efectiv, era pe da, un plus. Mai întâmplă. se întâmple. nu noastră, mai... exact, nu știu, nicio, nicio problemă. Bine că s-a întâmplat atunci că am reușit să identific, cu ajutorul celor două profesoare de a mine, am reușit să identificăm problema, am elucidat subiectul și de atunci nu mai e nicio problemă de genul ăsta. Dar acum, în timpul concertelor, dacă să zicem că aș mai lua o pe o arătură, aș improviza. Am și avut în studenții, uite, <laughs> acum sunt niște chestii care nu, nu sunt făcute publice vreodată la unul din examenele mele de pian, știam din partea a doua de sonată, cam partea de început, nu era, erau vreo trei pagini partea a doua de sonată, știam prima pagină, știam a doua pagină și ceva de prin, prima și a treia și ceva de prin a doua. Dar eu fiind un foarte bun improvizator de mic copil, am uh, plecat așa ca porcul prin cucuruz și am zis, nu, lasă, că o scot eu la capăt. Și am compus partea de mijloc și mă gândeam după examen că o să mă tupăie e profa mea de pian, de nu-i adevărat. M-a luat, m-a pupat, m-a îmbrățit și a zis, ce extraordinar, salut, da. la revedere. Exact. Și astăzi și spune că nu am devenit ce își dorea ea să devin, că toată lumea credea că voi fi un pianist de muzică clasică, dar am devenit ceea ce am vrut eu și sunt mai bun decât credea ea că voi deveni vreodată. Astăzi îmi cânt muzica mea, știu să-ți. Să știi că foarte, foarte, contează foarte mult profesorul și contează foarte mult faptul că te susține în ceea ce faci. Adică ea putea să spună, nu-i bine, că nu trebuia să improvizezi, trebuie uite aici notele, trebuie să cânti după note. Putea să spună, dar în momentul în care simți că ai pe cineva în, în subordinea ta și depinde de tine, dacă vezi că are o latură creativă, nu uită ea elanul. Pentru că nu sunt mulți, adică din 10 poate sunt 1 sau doi. Exact. Știi? Și lumea și societatea are nevoie de creație în continuare, știi? Pentru că altfel nu mai executăm ceea ce s-a scris mai exact. demult mult și facem doar ceea ce s-a făcut pentru că așa e tiparul. Tu poți să faci o emisiune de TV care nu s-a mai făcut, pentru că aia vrei tu și ne aia crezi tu, știi? Dar e trademark-ul tău, e povestea ta, nu-i a că am văzut la nu știu ce la CNN sau la Fox TV sau la nu știu ce la nu știu cum. Nu. Fă tu ceva al tău care să-ți poarte numele propriu și personal, să faci tu pe pedigriul lui, știi? Tu cum ești ca profesor. Uh, fine, dar uh, eu nu sunt profesorul, de fapt, ele al elevilor mei. Eu sunt un prieten. Noi suntem o echipă. Am o echipă cu fiecare elev în parte. Pentru cei care au șase ani, eu sunt prietenul lor cu un an mai mare, am șapte ani, pentru că ei n-au fost niciodată la 41 de ani, dar eu am fost la șapte și știu să povestesc pe limba lor. Suntem echipe care lucrăm targetat și ne zicem, ok, ce vrem să realizăm? În șase luni, într-un an, în 2 ani, în cinci ani, pe, pe cum mergem, știi? Și atunci lucrăm cu marfa clientului, dar în regimul meu și în sistemul meu de muncă. Mai glumeam cu ei, așa și le plăcea foarte mult părinților că pe vremea când locuiam în Toronto și făceam orele fizice, ne ziceam în felul următor, când s-a închis ușa verde aici, eu fac legea că e comunism. <laughs> Glumesc, nu e că ar fi un adept al comunismului, ferească Dumnezeu de așa ceva, dar am o rigoare foarte clară și nu ne abatem de la ea, știi? Adică râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Știi? Nu, nu, ne e ce ce foarte bine, de altfel. Dacă vrei să capeți rezultate bune și notabile și să te diferențiezi, dacă nu e o rigurozitate, n-am văzut un mediocru să exceleze. Dar copiii sunt schimbați? După perioada asta, ai mei nu aș putea să zic că sunt schimbați, pentru că mulți din părinți mi-au zis că le-am influențat viața nu doar în pian. Noi discutăm și pe alte teme, și pe viață, și pe. Dacă să facem treaba bine la piano, să facem treaba bine și la matematică, și la uh, limba engleză, și la orice altă materie. Și le spun întotdeauna, uh, eu când am plecat, când am emigrat, am plecat cu tot ce aveam aici, plus încă două genți cu niște barfe care după un an de zile nu mai aveam absolut nimic din ele. Deci, asta e cea mai bună investiție pe care puteți să o faceți în creierul vostru și în voi. Oriunde mergeți în lume cu, cu chestia asta, dacă plecați cu mâinile în buzunar, să vă descurcați de minune. Și. Copiii înțeleg și văd că rezultatele sunt bune pe toate palierele școlii, nu doar în pian. Capitală Culturală 2023? Ce zici, ce părere ai? De ce nu ești și tu un program? De ce nu există un concert de umile? Pentru că eu am fost de la început în proiect, în 2012, prima dată. Până în 2016, când s-a câștigat titlul. Mai departe, nu știu, și nu, nu sunt în măsură să vorbesc despre ceva despre care nu cunosc absolut nimic. Dar nouă, ne lipsește, nu știu, aceste concerte, ne lipsesc aceste concerte de pian? Posibil că da, posibil că nu. Nu ar trebui să fie mai multe, totuși. Ținând cont de faptul că. Depinde depinde de care e cererea pieței, depinde de care e relația uh, artistului cu publicul. Aici contează foarte mult. Eu umpleam sălile în Timișoara în perioade în care alte trupe nu nu pleau, nici pe jumătate. Dar poate că acolo era o diferență de uh, viziune a publicului, de cum uh, îți respecti publicul. După cum ți-am spus, nu 100 de lei care îi plătești pe un bilet. Nu ai e ce-mi dai mie. Eu când urc pe scenă nu mă gândesc câți bani sau ce. Aia e soția mea se ocupă. Nu, nici nu mă interesează. Pe mine mă interesează ale opt ore care tu mi le dai din viața ta. Cum ți le răsplătesc? Că în alea două ore eu pot să-ți dau cât îmi dai tu pentru opt ore. Știi? Și îmi dau seama dacă vii și peste 6 luni sau peste un an sau peste un an jumate la concertul meu. Și dacă te văd, înseamnă că da, ale alea două ore care ți le-am dat Infuzie bună, raportat la cele opt ore ale tale, tu ai venit după următoarea porție, știi? Aici depinde de fiecare artist. Care este cea mai mare scenă pe care ai cântat? Cea mai valoroasă, așa pentru. Nu există. Scena nu are o valoare dacă nu are public. Așa? Am cântat pe scene mari, am cântat uh, ca valoare monetară, e o scenă din, din Chicago, unde toată cupola e făcută din cristale Tiffany. Deci numai cupola aia mi se pare că e evaluată la vreo 120 de milioane de dolari. Aia e cea mai scumpă sufragerie muzicală în care am cântat, dar nu nu mă interesează chestia asta. Dar ai cântat în, lângă artiști? Lângă... Am cântat uh, inclusiv după Marița, după Ludovico Enaud din Toronto, adică am fost cu oia mai bătrân ca mine. Dar nu contează. Eu și eu, ei ei, fiecare ne iubim ce facem și fiecare facem al nostru. Eu nu vreau să copiez pe nimeni și nu mi-aș dori ca nimeni să mă copieze. Că am mai avut momente în care am mai dat din lucrările mele câteva tineri să mai cânte și am zis, ok, cum cânt eu știu. Cum cânți tu? Cântă în piesa mea, dar interpretată de tine. Să personalizeze. Să își pune semnătura. Nu asculta cd sau de pe YouTube cum... Că nu încerca nu încerc să mă reproduci pe mine. Știi? Adică eu dacă încerc să fac niște emisiuni TV uh, gen Laura Vieru, dar eu le fac exact ca Laura, Păi nu o să fiu decât o copie de proastă calitate, varianta masculină a Laurei, dar nu au nicio valoare. Nu. Fac o emisiune cu tematică muzicală, poate, că acolo n-am mai știu și eu doremi pentru copii. Printre elevii tăi, un Teo Mila? Am doi din ei care au așa niște tendințe de compoziție. Și acum lucrăm puțin pe, pe partea asta incipientă, lucrăm pe partea de teorie mult, că pentru că ai nevoie de o bază teoretică, să știi unde te învârți, cu ce te joci. Nu poți să compui numai în varianta aia, că mi venim așa după ureche și compui până la un punct, dar după aia ți se necă corăbile și nu știi încotro să o apuci, știi? Și atunci trebuie să-i pregătesc din punct de vedere teoretic și armonic. Asta au fost niște materii care în perioada de liceu și universitate nu mă caracterizează modestia, că eu consider că modestia e pentru proști, dar excelam Așa. și îmi plăcea foarte mult și profesorii care am avut au fost extraordinari și fără, ei, fără, de ei nu puteam să fiu unde sunt astăzi din punct de vedere al pregătirii și al concepției. în momentul în care să ajungem la punctul în care să pot să-i dau frâul liber să văd ce vrea să facă și să-i zic, uite, te dirigez puțin, puțin, că nu ai ce să te interpui în, 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 drumul lui să-l fac un teomilea. Uh nu, nu am nevoie. Vreau să fie el, de sine stătător. Uite, la al doilea concert pe care l-am avut în Timișoara, în 2012, am avut deosebita plăcere să-l am în, în public, în printre primele rânduri, pe maestru Remus Georgescu, care mi-a fost dască la, la universitate, unul dintre cei mai mari compozitori români ai tuturor timpurilor, cu piese care au fost cântate din Japonia până în Brazilia și a făcut în Pământului o somitate. Un tip de o pregătire. Cum rar ți se dă să vezi și să ai ocazia să povestești cu, cu un om de calibru dumnealui. Și după recital, m-a invitat la un ceai, să te invite Remus Georgescu la un ceai. Era. stai ca și cum ai juca barbut cu Iohannis. Știi? deci nu sunt, foarte rar se întâmpla și atunci i-am spus, mai este, m-ați putea ajuta te-aș putea, te ajuta dar te-aș încurca foarte mult pentru că ști să fac din tine un tremus georgescu mai mic și tu ai drumul tău cel mai mare ajutor pe care ți-l pot da este să nu mă interpun în, 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 drumul tău și să te las și să mă bucur de ceea ce poți să construiești și a fost o lecție de viață care am zis, wow deci un titan să-ți spună chestia asta și atunci nu intervin în mod uh, forțat în, în drumul lor, dar îi pregătesc ca să poată să știe ce să facă, știi? că e ca teoria muzicii și armonia în muzică, e ca semne de circulație din uh, condus. Poți să fii tu șoferul pește, dar dacă n-ai oprit la stop, da. de vreo două, trei ori merge, știi? Dar dacă vine acceleratul de buzău, să <laughs> o Când e următorul concert în Timișoara? 2 martie 2024. 2024? Da. Anul ăsta nimic? Nu. Am înțeles. Eu îți mulțumesc foarte mult. Din tot sufletul. Și cu cea mai mare dragă. Și la final, uite, tot m-am gândit așa la o rubrică. Recomandă-ne o carte. Mie Aș place. vrea să-ți recomand uh, un uh, compozitor. Te rog. Rachmaninov. <laughs> ok. Și <laughs> mergeți uh, pe variațiuni pe temă de Paganini. Bine, așa. Ascultați vă. asta. La cărți uh, le-am citit alea care erau obligatorii, la muzică le-am studiat și pe alea care nu mi-au fost impuse. <laughs> Acolo mă pricep. La cărți, nici să dau un cărți, nici să joc cărți. <laughs> Mulțumesc foarte mult. Din tot sufletul și cu cel mai mare drag. Acesta a fost emisiunea UP Trend. Eu sunt Laura Vieru și vă doresc o seară minunată.